România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, la adăpostul a cel puțin trei crize în ultimele două săptămâni. În România are loc o restaurație. Nu este timp să o observi când ești îngrijorat de prețuri, de sănătate sau de lipsa căldurii în unele situații. Dar noi trebuie să o spunem, pentru că aceasta este de fapt cauza numeroase crize. Și, cum să zic, în acest fel de conducere a clasei politice din România, asta ne-a dus aici. E modul său de a face lucrurile și continuă să facă așa. E vorba de mediocru, incompetent, cu prosteală pe față în unele cazuri. De când au venit la putere, PNL și PSD încearcă să reașeze, potrivit credințelor lor, cam tot ce putea asemăna decizie politică competentă. Orice mugure de normalitate pare că e îndepărtat, orice decizie bună pe care am văzut-o până acum este răsturnată și mai mult consolidează peretele acela opac al politicii făcute pentru partid. Să luăm doar exemplele de ieri. PSD l-a propus în Consiliul ANRE, funcție de mare importanță din cauza crizei energetice, chiar pe fratele lui Paul Stănescu, Alexandru. Domnul Stănescu este de profesie mecanic agricol, dar are o mare calitate. Nu a mai avut loc pe listele parlamentare, a spus domnul Ciolacu, justificând numirea sa, adică a rămas fără colegi, cum ar fi spus domnul Caragiale. În aceeași zi s-a mai întâmplat ceva. CSM l-a exclus din magistratură pe Cristian Danileț, un judecător atipic, dar care a fost una dintre vocile reformatoare ale justiției din România și unul care a susținut desființarea SIJ. Motivul înlăturării este legat de postarea mai multor filme pe TikTok, în care magistratul face karate sau taie un gard viu cu o foarfecă electrică. Mai fusese sancționat în trecut pentru lucruri asemănătoare. Între timp, judecătoare sau judecători cu opinii politice pe Facebook sau chiar în studiouri TV sunt bine mersi. O decizie cumpănită, justă sau un semnal pentru colegii care mai au de spus ceva? Ce se vorbește în aceste zile este că CSM, sau se vorbește mai puțin în aceste zile, este că CSM a schimbat regulile privind expunerea publică a magistraților, transformându-le într-unele absurde, rigide. De exemplu, un magistrat nu mai poate concura la competiții sportive de amatori. E ca și cum ai pregăti terenul pentru o vânătoare în continuare. Dar să închidem această paranteză și să constatăm că lucrurile astea se întâmplă în absența suverană a președintelui Iohannis. Sau poate cu aprobarea sa? Cine mai știe ce gândește președintele Iohannis? Să nu știe oare domnul președinte denumirea lui Florin Roman și plagiatul său? Sau de ceilalți trei membri ai cabinetului suspectați de plagiat? Cu siguranță știe domnul președinte și despre domnul Neacșu, secretarul general al guvernului, cu o condamnare la activ. Sau denumirea doamnei Vicol la șefia Comisiei Juridice din Cameră, deși contractele sale profesionale ar fi îndrumat la rezervă, așa. O serie de dezvăluiri ridică semne de întrebare și asupra afacerilor familiei. Oare acesta să fie scopul marii coaliții, acestei mari coaliții din România? Cea mai mare forță politică vreodată de la noi, gestionară pe o sumă uriașă de bani, dar care nu vrea nici cum să treacă spre zona normalității competente, oneste și meritoase, dacă vreți. Cele două partide care ar fi putut transforma România de la Constituție până la asfaltul de la sate sunt într-o cursă inversă societății. Așa că eu vă întreb astăzi la 0372069599, hai să le repet totuși, 0372069599, cum primiți acest șir de măsuri pe care le-am evocat aici? Ce vă îngrijorează, de fapt, cel mai tare la ele? Sau poate nu mai e nimic de îngrijorat? De ce nu mai reacționează societatea civilă, lumea? De ce pare că e un pic de apatie? Și vă mai întreb așa, după vot, proteste și presiune socială majoră, ce semnale mai pot da alegătorii astăzi politicienilor? Cum să-i mai înduplece și cum să le mai arate? Dom'le, uite, ăsta-i drumul spre normalitate. Ce s-ar mai putea face în această situație?
Emisiunea noastră este și pe Facebook, la Europa FM. Și, desigur, România în direct este deschisă acum de Alexandru. Salutare! Bună ziua! Te ascultă, Alexandru. Ok. Ce mi se pare foarte rău este, practic, că nu ne ducem suficient la vot, în primul rând. Ducându-ne 10, 15, 20% tot timpul, ei se bazează pe o masă mică, de principiu, nu știu, un milion de bugetari care îi manevrează cum vor și încă alții care poate sunt nostalgici PNL. Ei pe ea se bazează și pe ea interesează, dar alții nu cred și cred că tocmai de aia pot să facă tot ce vor. Iar cum a venit USR-ul la cât de cât, să zic, la putere, au încercat să facă un pic de transparență și acolo și-au luat-o peste nas. Și cam asta este, asta este sumarizarea. Bine, până la vot să știi că mai e foarte mult, sunt 3 ani. De asta te întreb astăzi ce gânduri îți dau acest șir de măsuri, acest șir de numiri și întâmplări pe care le-am pus astăzi. Gânduri bune în niciun caz. Am fost și la protestele respective, am luat și gaze în față. Asta este, o să mai ieșim probabil dacă o să se poată și când o să se strângă. Când ai ieși? Totuși, de ce ai ieși în stradă? Adică și de aș ieși pentru orice motiv care schimbă și justiția și partea de educație și tot ce avem în țara asta, pentru că totul merge, adică merge în primul rând pleacă de la educație, dar după toate astea și toate aceste schimbări care fac pur și simplu să ne întoarcem câteva zeci de ani în urmă. Ce îi transmite astăzi domnule președinte Iohannis, sub al cărui înalt patronaj, cum se spune, se desfășoară această coaliție? Nu pot să-mi dau seama dacă e o chestie între dacă are un mandat de gen dictatură, dar mi se pare mai mult un mandat de gen Iliescu, în care stă și nu se, totul se întâmplă pe dedesubt, ciudat și nimic nu pare să treacă de suprafață, într-un fel. Asta nu e o dictatură, cum n-a fost nici la Traian Băsescu. Asta sunt vorbe așa aruncate de... E diferență mare. Traian Băsescu este, mi se pare, mult mai bun decât a fost Iohannis în momentul ăsta. Câtă la vreme... început mi s-a părut ok. Câtă vreme, îți mulțumesc tare mult, Alexandru, câtă vreme ai posibilitatea să vorbești la radio, să spui ce ai de spus la televizor, să scrii, să ai o mare libertate în țara asta, să critici, nu vorbim aici de dictatură, astea sunt vorbe de clacă când se adună politicienii la televiziunile de știri, da, suferă de dictatură în gura mare, asta e. Încercați să vedeți cum arată dictaturile prin Belarus, încercați să deschideți gura mai tare în Turcia, dar în România, dictatură nu. Da, incompetență, prostie, furăciune, ticăloșie. Da, cât cuprinde. Titi, salutare. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, cu respect. Titi Mărut din Brașov. Sunt, ca și domnul de dinaintea mea, unul din participanți activi la protestele din 2017. La greu lucrez la o multinațională, la începune pe masă, dar m-am gândit că e pe datoria mea ca cetățean să iau atitudine. Ceea ce cred că ar trebui să întâmple și în momentul de față. Atunci am ieșit să arătăm Uniunii Europene și Washingtonului că noi, cetățenii, nu suntem de acord să ni se impună un stil de politică ca și acum. Și a ridicat un mare semn de întrebare faptul că Dragnea a fost arestat la un moment dat. Vorbeam cu rezistenți ai mei, mă consider rezistent, dar așa se poate intitula de prieteni care nu au participat decât la televizor la proteste. Capul lui Dragnea a avut un preț, se pare. Atunci a existat o înțelegere între PSD și actualul președinte și PNL automat, încât acum este la iveală înțelegerea de atunci. De atunci? A lăsat justiția să-și facă treaba, ca nenorocitul ăla să fie arestat, poate. Acum, în schimb, într-adevăr, eu dau dreptate la mass media care spune că e o restaurație. Este, fără doar și poate. Da. Colegii de-ai mei de la proteste s-au ales cu dosare penale care au ieșit la protest. Dacă nu picat Dragnea, era ca în anii 50 la un moment dat. Și chiar ca în perioada lui Adrian Năstase. Seamănă perioada asta, într-un fel. Seamănă perioada Adrian Năstase cu asta? Da, fără doar și poate. Și chiar cu alu Dragnea. Știți foarte bine să băgați pumnul în gură la toată presa, toți cântau în sună, dar și acolo, ca și acum, a fost mâncat tot de-ai lui, nu de noi. E o restaurație de toate punctele de vedere, cu incompetență, cu oameni nepregătiți. Păi, a fost rău domnul de la
am scapă, care a fost la Ministerul Sănătății la USR, da? Vlad Voiculescu. E bun băiatul ăsta care este tractorist acum la ANR. Nu le e rușine așa un pic? Ne crede pe toți analfabetul funcțional, să le spun altfel. Ce crezi că lumea înțelege foarte bine ce se întâmplă în momentul de față. Ce crezi că s-a întâmplat cu președintele nostru, domnul Iohannis? E un compromis, e o înțelegere și lasă să-și facă ce nu știa domnul Iohannis cum acționează greii din PNL sau din PSD prin promovare din trasa pe linie de partid fără un gram de competență. Mi-e rușine, eu dacă nu fac treaba într-o zi la locul de muncă, eu sunt dat afară de-o. Și mulți alți colegi de breasură sau din orice alt domeniu de la privat. Știi ce mă gândesc? Este un aparat de stat energofacos, mă, foarte multe resurse. Ăștia nu au venit să facă reformă, ci să se înfructe prin firmele de casă ale lor, din banii care vin de afară. Nu este complicat. Foarte interesant și poate foarte drept. Mulțumesc tare mult, Titi. Ce spui tu e foarte bine spus, pentru că atunci când ai o coaliție de asta care e născută cum a fost născută, pe baza tuturor compromisurilor, te gândești că ai înghițit broaștele astea râioase, domnule, ca să faci o treabă bună în România. Au, nu știu, au încercat unii să spună la un moment dat următoarele lucruri și vi le supun atenție. Să așa, domnule, e o perioadă teribil de complicată în istoria României. Avem o criză sanitară. Măsurile alea nepopulare pot fi luate doar cu ajutorul unei mari coaliții. Uită-te ce criză economică vine peste noi. Hai că e nevoie să se unească partidele astea două să dea un răspuns corect la criza economică. Stai un pic, când spunea cineva. E un război foarte aproape de noi. Stă să pornească un război. Rusia să intre în Ucraina. Poate e nevoie ca această clasă politică din România să vină să dea un răspuns hotărât, să fie toți la un loc, de aia e nevoie de o mare coaliție. Și când colo, câte din aceste mesaje le-ați văzut în ultimele două săptămâni? Tu folosești cea mai mare putere politică din România să acoperi trei plagiatori care sunt acolo? Să fie de râsul curcilor? Asta să fie marea șmecherie? Să, nu știu, la oblăduirea sa să îl zbor pe Danileț că se joacă de-a caratele prin TikTok și să faci valul ăsta de numiri cu semne de întrebare? Ce vreți voi în realitate? Maria, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin, cred că mă aud, da? Sigur, te auzi bine, te ascult. Cătălin, este prima dată când intru în direct la o emisiune, fie de radio, fie TV. În cazul acesta de radio, am să spun că am ezitat foarte mult timp să intru la emisiunea voastră și vă port întregul meu respect, cum port respectul tuturor celor jurnaliștilor care au făcut emisiunile, care au scos la iveală toate mizeriile care s-au petrecut în țara asta și încă se petrec din nefericire. Și am ezitat să intru pentru că mă gândeam, domnule, bine, vorbim o grămadă de oameni și ne expunem părerile, care mai de care mai pertinente și mai reale, și până la urmă, de la Revoluție încoace, nu numai că nu s-a întâmplat absolut nimic bine, ci lucrurile au mers din rău în mai rău. Iar acum, pentru că provin dintr-o generație de dinainte de 89, acum găsesc că este cea mai neagră perioadă pe care o traversăm. Și nu numai din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, pentru că, așa cum spuneai, iată ce se întâmplă la granițele țării noastre, aproape la granițele noastre, și domnii noștri politicieni, care sunt un produs perpetu a Revoluției, a celor care au condus de la Revoluție încoace și care nu s-au schimbat absolut deloc, parcă au fost fiii și nepoții, dar cred că așa au și fost, fiii și nepoții celor care au condus în primele luni, în primii ani ai Revoluției. Ei chiar deci sunt. Ei găsesc, te rog. Ei chiar sunt unii dintre ei, și fiii ei și nepoți, da. Și fii politici. Ei chiar sunt, da. Dar mai mult decât atât, spuneau, sunt de o incompetență și de o incultură crasă. În viața mea n-am văzut așa ceva.
Și este oripilant pentru că, din păcate, copiii noștri, nepoții noștri, iau exemplul prost. Vreau să zic că, domnule, nu, poți să nu ai așa de multă carte, că uite, ai posibilitatea să ajungi în vârful ierarhiei aici. Numai că asta e plătită foarte scump. Pe mine asta mă supără foarte tare. Când ani de zile în România s-a vorbit și s-a spus, băi, nu mai puneți tot felul de incompetenți în poziții, că la un moment dat o să vină un dezastru și o să-l plătim din greu. Ia că am plătit în sănătate cu o grămadă de oameni care nu pot sau nu știu să facă nimic. Ferească Dumnezeu de un război mai sus de noi, căci nu știu ce răspunsuri poate da România în situația asta. Uită-te cât de absentă este România în această dezbatere geopolitică extraordinară care se întâmplă la... nu știu, știți că suntem vecini cu Rusia? Că de când Rusia... vecini pe apă, mă rog. Deci suntem la mică categoric distanță de Rusia, avem granițe acolo, Crimeea e parte din... Crimeea e anexată Rusiei, așa că suntem vecini cu Rusia. Da, iar oamenii aceștia continuă într-o serie de lucruri de neînțeles. L-am văzut aseară la televizor pe domnul Chelemen Hunor spunând, statul român este slab. Păi, prietene, ești acolo în coaliția de guvernare. Da. De asta am spus, Cătălin, că este oripilant ceea ce se întâmplă, atitudinea lor. Eu cred că acești indivizi care se găsesc la conducerea țării nu știu nici istorie, nici geografie, pentru că această pasivitate în fața a ceea ce se întâmplă lângă noi nu poate fi explicată decât cu faptul că nu se bagă pentru că nu știu. Nu se bagă pentru că nu pot. Iar domnul Iohannis, apropo de întrebările pe care le pusese și antevorbitorilor mei, domnul Iohannis este un tablou. Asta este. Da. După vot, proteste... Deci lumea în România și-a făcut datoria. A votat așa cum a votat. După care a protestat, a ieșit în stradă. A răsturnat și voturile alea. A adus și partide gen AUR și gen USR. Adică Doamne, este într-o formă de disperare de o parte și de alta și de a simți nevoia unor schimbări. După presiune socială, după ce s-a vorbit... Ce mijloace mai sunt la îndemână, Maria, ca să înțeleagă și domnul Ciolacu, și domnul Iohannis, și domnul Câțu, că există lucruri care nu pot fi făcute? Nu, eu nu cred că, pe principiu, nu există probleme, există soluții. Și aș vrea să spun că soluțiile sunt în mâna noastră. Dar așa cum eu sunt un intelectual care de ani de zile puteam să mă implic în, nu știu, în politică, în forme de conducere ale țării, pentru că mă duce capul, ca și pe mine, sunt mulți alții. Dar am considerat sau am îmbrățișat expresia că dacă te bagi în tărâțe, te mănâncă porcii. Mare. Și am ales să stau deoparte. Și acum suport consecințele acestei, poate nu indiferențe, n-aș vrea să-i spun indiferențe, dar neimplicare și a unui privitor din afară. Ești cred frică. Că soluția ar fi, Cătălin, să ne implicăm toți cei pe care ne duce capul, suntem niște oameni cu coloană vertebrală, niște oameni care știm să facem lucruri acolo unde suntem puși. Cred că asta este soluția. Altă soluție nu mai... Vezi tu și ieșitul ăsta în stradă? Sigur, s-au întâmplat niște lucruri, dar atât de infime, pe lângă problemele atât de mari pe care le are țara asta. Așa este, ai dreptate. Dar și pașii ăia mărunți sunt dați astăzi înapoi, ei nu sunt continuați. PSD și PNL propun lucruri din trecut și asta ne va costa din nou, în curând. Emanuel, salutare, bine ai venit la România în direct. Ce-ți zic toate numirile astea, toate întâmplările astea din două săptămâni, din ultimele două săptămâni? Alo. Salutare, te aud. Da, te salut, Cătălin Emanuel. Ok, o să răspund la întrebare, o să fiu un pic cinic. Poporul își merită conducători.
este părerea mea personală. De la Iohannis în jos, tot ce vedem ne reprezintă. Reprezintă, de fapt, majoritatea. În orice țară, în orice sistem, că vorbim de sistem educațional, sanitar, etc., majoritatea decide. Asta este opinia mea personală. Deci și... stai un pic. Tu crezi că alegătorii PSD au stat ei așa și s-au gândit și au zis, băi, domnul Stănescu de la agricultură e bun la ANR? Crezi că așa gândesc alegătorii PSD? Sau că alegătorii PNL se uită și zic, aia mă, a plagiat și Florin Roman, ce o mai fi și aia, mare șmecherie că a plagiat. Crezi asta că e posibil? Eu mă uit în urmă și analizez, sunt mai mult analist. A fost revoluția / lovitura de stat, fiecare după opinia personală din 89, și ne-am trezit în fața unui capitalist timpuriu, fără o noțiune clară de consumatori, fără a ști să facem business, fără să știm ce vrem. Și fiecare a început să-și vadă de interesul lui. În timp s-au creat această clasă politică care ne guvernează și acum. O clasă politică, din opinia mea personală, se creează în generații, în foarte mulți ani. Noi am fost nevoiți să ne creăm o clasă politică într-o conjunctură accelerată și a ieșit ce avem acum pe sticlă. Ca să schimbăm, dacă îmi dai voie să te și contrazic, presiune socială pentru mine înseamnă de la 1 milion de români în stradă în sus, care ar putea să schimbe ceva. În rest, la cum văd eu că se pot manipula oamenii și cât de ușor prin social media și toate lucrurile moderne, că a votat, cum ai spus tu, alegătorii PSD. Da, why not? Adică, din punctul meu de vedere, încă nu votează cine trebuie, cine poate cu adevărat să schimbe și să ducă țara asta într-o zonă pozitivă, de creștere reală, nu de creștere artificială pe hârtie sau cu tăieri de pamgliș de jumătate de oră, cu vapor scufundat după o săptămână, etc., etc. Mie că suntem într-un cerc vicios. Alegătorii au fost obișnuiți ani de zile ca partidul să le dea ceva. Partidul le dă, într-adevăr, câte ceva, ia că mai pune niște bani pe masă, aici, colo, și le cere un fel de tăcere, așa zice, pe ce mă sunteți nemulțumiți? V-am mărit pensiile, ținem sistemul bugetar, ce problemă aveți că-l punem și noi pe Stănescu acolo? Nu e om și el? Cred că, de fapt, ar trebui să ne schimbăm așteptările de la clasa politică. Cât mai mulți dintre noi. Asta ar fi, de fapt, marea mea cerință și... Dacă îmi dai voie, Cătălin, ar trebui să ne schimbăm așteptările de la noi. Noi, fiecare, individual, eu să știi, până acum 2-3 ani de zile, mă plângeam, mă lamentam, aveam discuții aprinse cu prietenii și am văzut că nu duc nicăieri. Și am ales să schimb la nivelul familiei mele, abordare, fel de a fi, într-un mod mai econom, mai civilizat, mai chipzuit, mai atent la oamenii din jur, mai... Iar dacă tot facem o schimbare în sensul ăsta, și sistemul se va schimba. Eu am și nu am plecat din România, deși puteam să plec de multe ori, dar am rămas pe principiul meu, dacă eu plec, eu care vreau să fac ceva, știu să fac ceva, nu mi-e frică să muncesc. Uite, acum, de exemplu, sunt pe drumuri, dar nu stau la stat sau să aștept să-mi vină zăhărelul acela de care spune, ai remarcat foarte bine. Deci acest zăhărel care suntem duși noi români. Ar trebui să încetăm să ne mai placă acest zăhărel, să avem încredere în noi. Noi mai suntem și poziționați într-o zonă de frică. Acest regim comunist ne-a poziționat pe noi, părinții noștri, într-o zonă de frică. Nu mai trebuie să ne fie frică, ci trebuie să avem curajul să schimbăm odată în microclimatul nostru și după aia mare. Stai să vezi că urmează. Lumea nu o să uite ușor ce se întâmplă acum. O să vedeți că eu îmi păstrez optimismul ca întotdeauna și cred că și PSD și PNL o să învețe ceva din lecțiile următoare. Emil, salutare!
tu, nu mai avem pe Emil, hai la Cătălin. Salut, Tizule. Bună ziua la toți colegii dumneavoastră de la Europa FM. Bună ziua și ascultătorilor. Eu aș veni cu o propunere. Te rog. Haideți să schimbăm oarecum situația în țară și să trecem la monarhie. Și să dăm partidele la... E ca și cum, scuză-mă, adică chiar părem așa ca un fel de imperiu, adică pare că avem un împărat, ca în Japonia. Nu cred, pentru că dacă ne uităm oarecum în timp, în istorie, așa, monarhia a făcut ceva pentru România. Nu contest. Eu cred că ar schimba și acum ceva. Și primul pas, dacă ar veni monarhia, i-aș ruga să dea toate partidele astea politice la o parte și să lucreze cu tehnicieni, să aibă propriul lor regim. S-ar face o schimbare monetară, s-ar face atunci toată lumea nouă de la zero. Eu cred că ar fi un prim pas. Și atunci n-ar mai exista, pentru că asta ce e acum este clasă politică. Nu putem numi clasă politică. E peltea politică. Dar tu știi ce spui, de fapt? Știi ce cauți tu? Îmi dau seama din discursul tău. Nu știu dacă monarhia se va mai întoarce vreodată în România sau ce ne vom gândi. Eu cred că cu ajutorul nostru, da, se poate. De ce nu? Știi ce cauți tu, de fapt, din cât îmi dau seama? Tu cauți două lucruri. Un reper moral și un reper al competenței. Fie că poartă numele monarhiei, fie că ar purta numele unor politicieni sau unor tehnocrați, putem rezolva asta prin diverse metode. Dar ăsta e de fapt adevărul, că te uiți după cineva care să fie așa ca un stâlp, cum a fost regele Mihai, și să spui, domnule, da, uite, asta mi-ar plăcea. Și am luat-o de la bunicul lui, care totuși a făcut ceva. Sigur că da. Și plus, a scăpa de clasa politică. Pentru că nu, asta nu se poate numi clasă politică. Haideți să ne uităm la doamna Viorica Dăncilă, da? Deci l-am ales pe domnul Iohannis ca să ce? Că să scăpăm de doamna Viorica Dăncilă. Păi mie îmi pare rău atunci că n-am ales-o pe dânsa. Pentru că a venit cine? A venit doamna Turcan, da? Care ieșea pe post cu aceleași bâlbe. Haideți totuși să scăpăm de ei, odată pentru totdeauna. Și cum au spus și antevorbitorii, cred că ar fi timpul, că tot vine Crăciunul și cam ce s-a întâmplat acum 30 de ani s-a întâmplat în preajma Crăciunului, cred că ar fi timpul să luăm măsuri și să nu mai fim generații de sacrificii. Mi-e teamă cred că acest Crăciun va fi liniștit. Cred că încă nu s-au încărcat rezervele alea de răbufnire. Da, asta voiam să consemnez. Da. Și încă un lucru voiam să consemnez, ca să nu las, că nu-i opinia mea așa. Doamna Turcan, nu cred că e doamna Dăncilă, mi se pare că are o carieră mai, pe care o văd mai bine în spate. Nu a apărut de nicăieri. Adevărul e că da, vârsta, da. Da. Da, e diferență de vârstă, în rest, n-am văzut nicio diferență. Dar mă rog. Bine, am înțeles. Mulțumesc, Tizule, spor la treabă. Răzvan, ești la România în direct... Într-un moment bună ziua, domnul Cătălin. Ne socotim după vreo două săptămâni de restaurație, am îndrăznit eu să-i spun, și două săptămâni în care PSD și PNL sunt neatenți la semnalele, sau neatente la semnalele care vin din societate. Tu ce zici? Eu aș avea o întrebare. Cum ar putea clasa politică vreodată să mai... Eu am 32 de ani. Cum ar putea vreodată clasa politică să mai convingă o persoană ca mine să vin la vot? Eu votam PNL, nu mi-e rușine să spun. Cum ar putea vreodată să mă convingă cineva să mai vin la vot? Cum? Dându-ți alte opțiuni de vot. Ce să facem acum? Omorâm democrația opțiuni? Pentru că... Nu știu. Asta este marea mea dilemă, sincer să vă spun. Acum 3 luni de zile, ciuma roșie în sus și în jos, și acum ce facem? Ne băgăm în pat împreună cu ciuma roșie. Asta, în condițiile actuale, mi se pare o problemă mai mică. Nu știu, ai văzut că ți-am zis pe loc 3 motive
vehiculate așa de clasa politică, să ne spună, domnule, până la urmă e un compromis, dar e un moment atât de greu în istoria noastră. E încât... un compromis, da. Domnul Cătălin, dar haideți să vedem și partea cealaltă. Pe vremea PNL-ului, când erau cu USR-ul, da, acea coaliție, să vedem și ce s-a întâmplat când a fost PNL-ul, toate schimbările de la APE și așa mai departe, tot ce s-a întâmplat, toată tevatura. Adică eu nu văd nicio soluție în țara asta, din punctul meu de vedere, orice ar spune, că ieșim în stradă, s-a ieșit în stradă, s-a gazat lumea, ancheta nu s-a rezolvat nici acum, poate se întâmple... Mare dreptate ai, mare dreptate ai. Poate se întâmple fix nimic, indiferent și din spate, haide să ne uităm și cine vin în spate. Păi cine vin? Copii, nepoți, fiind, cuscri, cumnate, nu ale mele, tot ale lor. Da. Mi-e teamă că, de fapt, asta s-a dorit și s-a ajuns aici. Și ai zis, bă, o să facem atât de multe și atât de neconforme și atât de, cum să zic, ticăloase, încât lumea la un moment dat va zice, nu se mai poate face nimic. Și sunteți prea mulți care astăzi vin și spun, uite, exact acolo, domnule, nu se mai poate face nimic. Păi chiar așa, ce să facem? Are omul dreptate. Ce să, că de votat am votat. Corect. Ce spunea și antevorbitorii? Să ieșim în stradă, intelectual, să luăm poziție. Luăm poziții la radio, la televizor, în toate spațiile publice. Se iau poziții peste tot. Tot felul de poziții, în sus, în jos, într-o parte, culcat, se schimbă ceva. Dom'le, pentru mine, în continuare, este absolut incredibil. Deci, domnul ministru Roman s-a dat singur în vileag... și a trimis plagiatul la cetățenii de la Libertatea, la jurnaliști, oamenii l-au identificat, au trecut 2 săptămâni, Ana, în orice lume normală veneau unii mai mari, domnul Ciucă, domnul Iohannis, domnul ăla de la PSD. Domnul Iohannis ar fi trebuit să iasă, pentru că domnul Iohannis a dat mâna cu diavolul, ca să spunem așa. Eu n-am mai auzit în ultimele luni, era ciuma roșie în sus, PSD, nu s-a mai auzit nimic de PSD la radio, trebuia la televizor. Trebuia să vină domnul Câmpeanu, că n-ai colega acolo pe educație, să zică, Florinică, amă că ți rezolv eu treaba aia. Doamne, dar cum stăm așa? Adică ne uităm, vezi, asta este ceva care abrutizează societatea. Te uiți și rămâi prost și zici, bă, da, chiar vă faceți așa în răspăr? Da. Și încă o dată, din păcate eu nu cred că cineva vreodată, și dacă voi vota, voi vota și, bun, votez la următoarea lege USR-ul. Ce garanție mai am eu că acel USR nu va face cu AUR, cu PSD, cu PNL și așa mai departe? Ce garanții? Pentru că nu există. Da. Adică dezamăgirea e o consecvență. Nu știu, eu aș vrea măcar să văd pașii aceia mărunți, să înțeleg la un moment dat și să vină și partidele astea să zică, bă, ne-am mufat, am înțeles ce avem de făcut pe aici, dar vă rog eu, nu mai veniți cu băieții ăștia, hai să luăm unii care chiar să pricep. Ce te costă așa să-l găsești pe un domn și să zici, uite, domnule, du-te tu la ANR aici, că poate fi chiar o fi de treabă. În fine, îți mulțumesc tare mult, Răzvan. Marian, hai să ne auzim, ești la România în direct. Dă-ne tu o soluție. Dă-ne tu o soluție. Ce să mă duc astăzi să mai spunem președintelui clasei politice? Cum te-ai face ascultat? Bună ziua, Cătălin. Să știți că eu am vrut să am același discurs aproximativ cu antelocutorul meu. sensul că situația este atât de scăpată de sub control, încât nu cred că mai avem o șansă. Singura șansă în care văd eu, sper să nu sune a instigare sau altceva. Yeah. Eu, ca idee, persoană fizică, aș zice, degeaba ieșim noi în stradă. Putem să ieșim, ca mai zice cineva anterior, ieșim 1.000.000, 2.000.000. Și ce se schimbă? Dăm jos guvernul actual, da? Cine vine? Să zicem că mâine vor fi alegeri anticipate. Vă rog frumos să-mi spuneți dumneavoastră pe cine ați vota. Pe cine aș vota eu? Să aveți încrederea că va face o schimbare. Pentru că de 30 de ani votăm și dacă vă uitați la televizor, inclusiv la toate televiziunile apar oameni care dau interviuri, care au fost politicieni cu un guvern înainte, care își dau părerea despre guvernul actual. Bă, dar tu ai fost înainte la guvern, ce ai făcut? Tu vii să-ți dai o părere acum despre guvernul actual? Ai fost 4 ani la primărie, la parlament, unde ai fost. Ce ai făcut? Eu aș fi de părere... Ai fost la parlament, ai fost la guvern 4 ani,
Dacă nu ai realizări, tu mai ai dreptul să participi. Depinde ce numești realizări. Știi că asta e spusă în absolut. Eu îmi cer scuze, am încercat, încerc să fiu mai puțin protocolar și o să fiu un pic mai direct. Adică ieșim în stradă, nu se va schimba nimic. Treaba dar este pierdută. Ieșim afară 2 milioane de români. Și ce facem? Ne batem cu jandarmeria și cu poliția, care nu au nicio vină, nici ei sunt trimiși la un ordin. Când ei stau la Vila Lac, stau în vilele lor și râd de noi. Că jandarmeria și poliția se bat cu noi. Dăm tu o metodă astăzi ca în guvern să nu mai fie un plagiator. Hai, uite, ai test în față, ești clasă politică, ești om, ești cetățean. Da, scoate un plagiator din guvern. Ideea este că nu le pasă de noi. Credeți că dacă cineva, de exemplu, am văzut acum este grevă la nu știu ce mină, că nu le se dă respectă drepturile cu ieșitul la pensie. Credeți că lor le pasă acum, în momentul de asta, băi, dimine, oare ce fac oamenii? Nu le pasă deloc. Până nu este o anchetă de a televiziunii sau de a unui radio, sau vedeți că acolo sunt probleme, atunci să mai gândesc, bă, hai să vedem ce facem. Hai să foarte interesant. Nu le pasă nimic. Toți sunt rude acolo, iar noi, ca șansă, avem să mergem la vinele lor, să facem, să înconjurăm casa lor. Cine a dat legea cu tare? Este împotriva românilor, da. Mergem acasă la el. Nu să mergem să ne batem cu jandarmeria și cu poliția. Acasă la el 100.000 de români, îi înconjurăm vila, tu ieși din casă. Te apuci de treabă sau dacă nu, venim în 2 luni înapoi. Ei stau foarte bine, mersi. Legile nu-i condamnă la nimic. Noi, în primul rând, nu avem legi. Credeți că neamțul este atâta de civilizat? Eu am fost într-o grămadă de concedii all-inclusiv și credeți-mă că eu ce am văzut ce fac nemții acolo, spar pahare și aruncă. De ce? Pentru că turcile nu le pasă. Deci vor să aibă servicii foarte buni. Zici că în Germania n-ar arunca. În Germania nu aruncă, pentru că dacă te părăște cineva, stai la 200-300 de euro amendă. Nu vorbesc de Germania neapărat. Tot în Austria, tot în Belgia, doar tot că aici în România... foarte mult în Europa. Marian, îți mulțumesc. Știu legile. Aici, când te prinde, de fapt, nu ți se întâmplă nimic. Asta e marea problemă a acestor zile. Da, trebuie să ne oprim aici, din păcate, astăzi. Îmi cer scuze pentru cine mai era pe fir, dar nu o să mai avem timp. Am vrut să vă semnalez astăzi această poveste din România, pentru că sunt prea multe crize și nu știu dacă vă opriți tot timpul să vă uitați la lucrurile astea. Tot ce ni se întâmplă în ultimele 2 săptămâni, sub oblăduirea acestei mari coaliții, ne va costa la un moment dat. Nu neapărat pentru că e o mare coaliție sau pentru că au făcut ei un compromis politic. Nu, asta e problema, stimați cetățeni. Problema este că sub acest compromis politic se continuă aceleași practici cu care ne-am învățat de ani de zile și la care ei nu mai au dezvăț. De fapt, asta e problema. Că și în aceste condiții poți să ratezi încă un moment. Dar mai vorbim despre asta. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.